Azi avem un podcast special pentru că invitat este Mihai Neamțu, scriitor. Salut, Mihai. Te salut. Bine ai venit. Robert, ce facem? Avem succes. Ori de câte ori ne vedeam, am înțeles că bubuie YouTube. Să vezi ce succes avem YouTube. Astăzi, că e și Mirel cu noi. Salut, Mirel. Da? Salut. Ce faci acolo? Ia uite, tată. Omul știind că sunt pupător de moaște, ia uite ce cadou mi-a adus. Mihai Neamțu, Iisus de la Nicea. Da. Doamne... Asta e, faptă... e mai bun decât Iisus al meu. Asta e faptă creștinească. Ne-a adus cărți, bravo. Mai scrie omul. Hai, nu vrei să începem chestia asta că m-am săturat. O să vorbim despre chestiune de actualitate. Ce e mă cu cărțile astăzi? Da? Că vine Bookfest-ul peste noi, da? E târg săptămâna asta, da? Când începe da, joi? Da, joi Robert, suntem chiar la doi pași de Bookfest. Adică mâine am înțeles că se anunță oficial lansarea Bookfest 2023. Italienii sunt... sunt invitați și dacă îmi permiți o să încep cu un autor italian, Giorgio Agamben. Uite, hai să... Apropo de curaj, știi, în pandemie foarte puțini oameni au avut îndrăzneala să spună ceea ce un filozof de stânga, culmea, Giorgio Agamben a spus, anume că aceste guverne au lucrat pentru marile corporații și nu pentru popor și că au transformat corpul, da, într-un soi de marfă, pentru că și la noi domnul Câțu a spus că trebuie să cumpere 120 de milioane de doze de vaccin, chiar dacă noi eram mai puțin de 20 de milioane în țară. Deci această transformare a relației între guverne și societăți, popoare, națiuni, iarăși merită studiată. Avem Italia invitată, spuneam, la târgul de carte, dar sunt o grămadă de edituri care se plâng pentru că a scăzut apetitul pentru lectură în România. Și totul pleacă de la dispariția acestei infrastructuri minimale. Tu știi că vorbeam acum vreo 6-7 ani că în județul Telorman nu există nici o librărie. Dar e nevoie de librărie? Acum spun sincer, eu fac pe omul care își cumpără cărți de pe librăriile online. Deci, mare nevoie. Ce? Tu mare ești nevoie. În postura în care în București funcționează, da, e adevărat, și livratorii își fac... Da, mărturisesc că din când în când, da, adică asta înseamnă cel puțin de 2-3 ori pe lună, intru în librăriile așa să răsfoiex. Vrei să avem o discuție profundă? Te întreb, știu că ești iubitor de artă, știu că am fost la Bruxelles și căutai cu... Disperare niște albume, da. Cu disperare niște albume renascentiste. Le-am cărat cu greu în țară, dar le-am găsit la un preț atât de bun, eu chitros, cum să-l mă știi, Mirele, ca să zic așa. Când am văzut că dau 120 de euro pe 3 albume de artă mari de tot, frumos, chilipiri curate, da, într-o, da, care, da, ar fi costat vreo 600 alminteri, că erau reproducerile, erau foarte bine tipărite, extraordinar. Am zis, măcar cu ele, numai că mi-am dat seama că eu n-am cumpărat bilet, n-aveam bilet să car. Și trebuia să mai dai încă 100 de euro pentru... M-am rugat atunci de delegație, da, ia mă și mie unul, tu te rog frumos, ăsta la mine încă unul, nu știu. Mă, dar dacă îmi dai voie, Mihai... Băi, mersul la librărie e ca mersul la teatru, tată, e un eveniment, trebuie să fie o bucurie. Și așa va fi în weekend. Absolut. Adică eu cred că... cartea, o pipăi, ca așa și teatru. Poți să ascunzi, îți pui plăci cu teatru. Da. Nu, dar asta vreau să spun, Robert e pasionat de artă. Nu se compară experiența digitală a contemplării picturilor lui Van Gogh, da, sau corect, a, mă rog, întâlnirii cu, eu știu, Leonardo da Vinci, cu o deplasare în carne și oase, fie la alte pinacotec în München, fie, eu știu, la galeriile Uffizi din Florența. Așa cred eu că trebuie să facem și noi dacă suntem cu adevărat iubitori de cultură sau dacă suntem îndrăgostiți de carte. Ar fi fain să facem un pelerinaj o dată pe an la București. Uite, acum avem ocazia, mai ales că nu mai este pandemie, nu mai sunt restricții, să te duci să vezi librăriile, să vezi întâi de toate editurile mici, apoi editurile mai mari, ce au produs, fiindcă îți scapă foarte multe lucruri. Apoi relația cu autorul, mi se pare importantă. Tu știi că eu din asta trăiesc, nu e niciun secret. Noi la Marile Cărți producem cărți, conferințe și cursuri. Cursuri online care sunt despre oratorie, cărțile care sunt despre teologie. Chiar se poate trăi din asta? Da, se poate trăi. Eu cel puțin sunt un om care reușește. Dar și alergi toată ziua, muncești de sarcapacele. Da, când ai o sală plină de 300 de persoane și îți cumpără măcar o treime. Uite, Manu, că lauda omul vine la acest podcast după ce a petrecut o noapte pe drum, da? Așa, am ajuns la 4 dimineața. Da, venind de Moldova. Din Suceava. Din Suceava, da. Da, există o povară mare astăzi pe scriitori. Scriitorii nu mai vând dacă nu se întâlnesc cu publicul. Publicul e avid de o semnătură, de un dialog scurt, de o fotografie. Suntem ființe sociale, relaționăm și e important, deci, să fii prezent. Sigur că asta ți-a din timpul de creație. Și când
ajungi un mare scriitor, nu mai ai nevoie să te plimbi, să faci pelerinajele astea. Dar pe de altă parte te și încarci cu energia acestui dialog nemijlocit. Voi știți că și politicienii se încarcă când se întâlnesc, când fac băile de mulțime, și noi scriitorii ne încărcăm atunci când vorbim cu cititorii. Vor fi 4 zile, da? Joi, vineri, sâmbătă și duminică. Eu îi rog pe toți cei care sunt în București să facă un drum, chiar și la standul Marile Cărții, pentru prima oară când am organizat un stand de acest tip. Cred în conceptul de lansare continuă, așa că vă aștept și pe voi când aveți chef să veniți, să treceți pe acolo, să vorbiți, să puneți mâna pe microfon. Nu cred că trebuie să fie o regie foarte strictă. Când te întâlnești cu un prieten, poți să ai o discuție chiar și filmată. Și vorbim despre cărți fundamentale. De ce? Uitați-vă, oameni buni, că se pun astăzi etichete, da? Mai recent ni s-a spus că Biserica Ortodoxă este vinovată de toate păcatele secolului 20, că este și fascistă, și comunistă, și legionară, și carlistă. Nu știu ce etichetă nu i s-a pus. E, cred că e important să citim, nu doar să discutăm, e foarte bun dialogul, îmi place structura asta socratică a întâlnirilor voastre, dar e important să citim pentru că aceste etichete n-au acoperire. De pildă, ce înseamnă să fii fascist? Oare mai știm? Tu ești pasionat de Mussolini. Ai fost fascinat de istoria anilor 20 Italia. Sunt pasionat de personaj. Da, pasionat de Mussolini în sensul nu al doctrinei ca atare, ci al fenomenului social. Sigur că da. Întrebarea este, când tu spui despre un adversar politic că este nazist, că este criptolegionar, că este putinist, că este... Măi, Mihai, pe bune, deci oamenii ăștia nu, ai acoperire? Nu știu despre ce vorbesc. Că sunt niște tâmpiți, înțelegi, care umblă la ora actuală, cum umblă toată zona asta de zombie din online, cu etichete în buzunar, înțelegi? Și dacă lor li se pare, li se la modă un termen, aplică imediat eticheta. Da, aplică etichetele astea oricui e pe neplac. Întrebarea este foarte gravă, că oricine poate fi pe neplac oricui, oricând. Sau la un moment dat în viață se pare. Dacă nu ești de acord în momentul de față cu gloata, dacă îndrăznești să spui întrebări, dacă îndrăznești să faci niște observații de bun simț în legătură cu ce se întâmplă în realitate, nu în categoria oniricului. Mi-aș dori eu să fie, nu știu ce, și mă trezesc că visurile mele sunt, se transformă brusc, visele mele se transformă în realitate. Știi, da, îi se gândesc așa, că ce-au visat azi noapte s-a transformat în realitate de dimineață. Știi ce exact ce spune Mihai? Păi? Lipsa culturii, lipsa lecturii. Da, este inadmisibil după părerea mea. Uite, vezi, doamna Macovei, pe care tu știu că o iubești foarte mult, a scos în 2005 din codul penal acea referire la calomnie. Calomnia, pe vremuri, în interbelic de pildă, pe când exista și, eu știu, o mai bună presă în România și un anumit tip de decență, tu nu puteai să spui despre orice om care te enerva că e un nazist sau un hitlerist sau un comunist. Nu. Puteai să-i tragi un pamflet, era cu totul altceva. Cu totul altceva. Adică nu puteai să-i impuți o chestie care, dacă ar fi fost adevărată, l-ar fi expus fie sancțiunii penale, fie disprețului public. Oameni buni, satira poate să se refere la, nu știu, faptul că am un nas borcănat, la faptul că sunt poate peltic, la faptul că sunt în fel și chip. Caricatura. Dar categoriile politice grele, de tip nazist, comunist, ar trebui aplicate cu foarte multă măsură, pentru că ele provoacă în societate ura și acțiuni foarte, foarte violente. La un moment dat vom ajunge la violență socială, pentru că vom socoti că X sau Y aparține unei ideologii extremiste. Asta e motivul pentru care eu pledez pentru lectură. Mai pledez pentru lectură fiindcă trăim în vremuri de aroganță, din punctul meu de vedere, absolut inacceptabilă. Astăzi oamenii se cred, pe culmile progresului, se cred superiori, mai deștepți, se cred mai inteligenți decât strămoșii noștri. Cred că sunteți, apropo de trotiteniști, trotinetiști, sunteți la curent cu această stare de spirit. Domne, noi suntem, până la urmă, noi suntem reprezentanții triumfului civilizației seculare, ateiste, față de prejudecățile babelor, față de prejudecățile înaintașilor care încă mai erau religioși. Ori, într-o asemenea lume în care categoriile teologice nu sunt înțelese, în care noțiunea asta pe care Iliada a încercat să o explice, sacru și profan, ne scapă. Eu cred că, apropo și de calendar, calendarul asta a omis să spună că există un timp cosmic, astronomic, pe care îl măsoară, sigur, ceasornicele, dar există un timp liturgic, religios, sacru, care se poate regăsi și când un iubit și o iubită, apropo de Eros Logos Agape, își dau întâlnire. Există un timp special al îndrăgostirii care devine
timp sacru, apropo de tensiunea asta între sacru și profan. Foarte frumos, da. Ori băieții ăștia care au venit să schimbe calendarul n-au înțeles că ei atentează la sacralitatea unei experiențe. De aici și reacția, foarte zic eu, vehementă și justificată a unora, lăsați-ne bre calendarul ăsta în pace, că dacă a fost bun 1000 de ani, o să mai fie bun măcar încă 1000 de acum înainte. Iartă-mă, paranteză, te întreb așa, pentru că eu nu știu, eu am renunțat de mult la prieteni și un soi de amiciții din ăsta care la un moment dat deveneau aproape toxice, pentru că mă întâlneam cu, în online mai ales, cu oameni care îmi reproșau ceva de genul ăsta. Câtă încredere am avut eu în tine și tu acum, în momentul ăsta, nu știu, stai de vorbă cu Cristoiu. Cu Cure. Cu Curea. Cu nu știu mai departe, și mai departe. Și, eu, și eu stau de vorbă cu voi. Da, la rândul tău. Te întreb totuși, pentru că, uite, am văzut, apropo de polemica ta cu Adrian Papahagi, bă, voi ați făcut niște turnee culturale lungi împreună de-a lungul ultimilor ani, da? Adică ați conferențiat împreună, ați scos, cred că și cărți împreună. Da, avem o carte. Aveți împreună. O carte împreună. Oamenii va, deodată, cum să spun, l-am văzut pe Papahagi răsturnând masa, ca să zicem așa. Eu plec. Da, eu plec, nu mai suport chestia asta. De la treaba asta cu calendarul. E mă, ridicol, nu? Asta? Nu că e ridicol. Mi se pare incredibil, mă. Deci... Eu n-am prietenia. Să rupi o prietenie de 20 de ani. Eu n-am prietenia cu Adrian Papahagi, am un soi de amiciție cu el, dar așa, sau aveam, sper, nu știu, am văzut că mă trece pe tot soiul de liste și pe mine în momentul de față. Dar bă, voi erați, cum spui, de 20 eram de ani. Eram aproape intim. Da, așa. Păi frate, deci cum adică de la un căcat, iartă-mă până la urmă, da? De la un dezacord punctual. Un dezacord punctual. O polemică pe o chestiune punctuală. Tu ai răspunsul, tu întrebi retoric acum, că răspunsul l-ai dat mie. Doamne, mi-a dat un răspuns pe care l-am folosit într-un editorial de-al meu, fără să-l citez, am fost nesimțit. Și bă, Mirele, eu am întrebat, bă, ce-i cu ăștia, mă, că tu-i cunoști pe ăștia? Ce e cu ei? Și bă, Mirele, explicația este foarte simplă. Băi, ei sunt sinceri, mă, sunt convinși că bine merită și că nu li se recunosc aceste merite, mă. Ei sunt foarte sinceri. E un complex, hai să spun, dacă vreți subiectul ăsta să-l dezvoltăm puțin. Da, merită. Hai să înțeleagă oamenii că au rămas mulți nedumeriți. Ce-i cu ăștia? Da, mulți au rămas nedumeriți și am văzut și acum în comentarii unii zic, bă, dar ce s-a întâmplat cu Papahagi, Neamțul, cum și așa mai departe? Deci, în primul rând, eu cred că meritele unor oameni care au demonstrat prin inteligență, erudiție și savantlâc că sunt foarte buni în materie de Shakespeare, în materie de manuscrise, meritele pe care Adrian Papahagi le are în cultura română nu îi pot fi luate nici cine de cine. Cine? Problema este că tu, specialist în Shakespeare, tu, specialist în manuscrise bunoare medievale românești sau est-europene sau central-europene, începi să te pronunți în chestiuni care nu te privesc sau pe care nu le stăpânești, de pildă teologia. Teologia este un cu totul alt subiect, de care Adrian Papahagi nu s-a apucat. Dar apucat fiind, să spun așa, de gândul acesta, eu am spus fandaxia e gata și de acolo a căzut în ipohondrie, a dorit cu orice preț să împingă acest subiect. Într-un moment total nepotrivit, fiindcă românii chiar de Paști vor să fie lăsați în pace. Îți trebuie o minimă intuiție psihologică să știi că oamenii de Ramadan, dacă sunt musulmani, nu trebuie deranjați cu subiecte despre Coran, că de Paști nu-i deranjez cu subiectul numit Lumina Sfântă. O minimă delicatețe. Deci trebuie un tip de, nu știu, realism și de, până la urmă, pragmatism, pe care domnul Papahagi nu l-a avut. Adrian Papahagi, eu zic că suferă ca și alți intelectuali, poate domnul Baconschi, poate alți foști miniștri. Baconschi, sigur să... Inclusiv domnul Paleologu. Paleologul cu iarăși. Oamenii aceștia au contat în arhitectura statului român într-un fel sau altul. Domnul Paleologu a fost ministru culturii și ambasador. Domnul Baconschi a fost și ambasador și ministru externe. Domnul Papahagi a fost consilierul acestui ministru de externe. Oamenii aceștia au avut un anumit rol în viața publică. Când Traian Băsescu a dispărut, pentru că el a fost garantul sau girantul acestei implicări a intelectualilor în viața cetății, el s-a retras acum aproape 10 ani. S-a creat o stare de frustrare, probabil, în sufletul acestor oameni care, iartă-mă, erau așteptați cu limuzina, venea șoferul, îți deschidea portiera, ți se făcea dimineața la 8, nu-i așa, revista presei, ți se spunea domnul Papahagi, domnul Paleologu, domnul Baconschi, ați apărut în ziarul cu tare, în ziarul cu tare. E nevoia de relevanță. Eu înțeleg la nivel psihologic, dar nu cu orice preț. Și atunci când Digi24, când, bineînțeles, G4 Media, au sărit să le preia declarațiile, să le pună întrebări, să rostogolească aceste mesaje despre noua mutare pe harta geopolitice ortodoxe. Bucureștiul se rupe de Moscova și sfidează Muntele Athos, dar și poate Ierusalimul. Ei au simțit că participă, iartă-mă, bovaric, adică imaginativ și atât, într-un proiect, dacă vrei, mult mai important decât reforma partidelor, cum a fost PDL-ul,
o reformă a BOR-ului. Adică suntem noi, acești luceferi, care vom arăta mulțimilor că au stat în beznă și ignoranță 500 de ani și în felul acesta vom avea o nouă vocație exact. Publică. Da. Așa da, citesc eu lucrurile. E o frustrare creată de o relevanță pierdută în spațiul politic și ei vor să redescopere o relevanță în spațiul teologic. Au rămas, cum spuneam eu, despre revoluționarii sfârșitului de anul 89, început de anul 90. Au rămas fără obiect. Domne, ei fuseseră atinși de aripa istoriei, domne. Uh-huh. Pe creier, pe meninge, aripa istoriei, aripa eternității. Domne, ei n-au mai putut după aia să revină la condiția inițială. Aia e absolut normală. Da, oricare ar fi fost ea. Aici vine un element care cred că o să vă plac. Nemângâiați. Da. Domnilor, vine un element care trebuie neapărat descifrat la un moment dat. Eu cred că acești oameni au fost bine intenționați. Nu îi suspectez de o agendă ocultă, doar de narcisism, asta clar. Însă, eu cred că domnul Vasile Bănescu, care este de data asta în poziția lui oficială de purtător al Patriarhiei, un om cu conexiuni, să nu spun mai mult, eu cred că el i-a încurajat. Da, fraților, dați-i drumul, veniți cu mesajele acestea, faceți o petiție, hai că o să creăm o revoluție ca la Ploiești. Și ne-am trezit că un om care reprezintă deja instituția care trebuia reformată dă din cap și aplaudă aceste inițiative. De aici toată sminteala. Așa că domnul Bănescu, care este mult mai puțin intelectual decât acești oameni care au o operă, stă bine și el. Atenție! Deci Papa Hagi are și sute de studii, zeci de pagini scrise foarte bune, nu se compară. Domnul Baconschi are o operă, are, nu știu, 20 de titluri. Nu cred că trebuie să negăm ceea ce reprezintă consistența intelectuală a unui autor. Dar domnul Bănescu nu are o carte măcar scrisă. Tu ai scris, Robert, mai multe cărți decât a scris Bănescu. În materie de jurnalism am văzut cărți despre istoria Bucureștiului, ai scris cărți cu Valeriu Stoica la Humanitas. Domnul Bănescu nu are o carte scrisă, da? Dar el trece drept intelectual, trece drept intelectual și el este în esență postat. Acum nu are mai multe de spus decât pe Facebook. Da, aici e o relație pe care, uite, de exemplu, am să relatez un episod foarte scurt. Deci în momentul în care a apărut această chestiune legată de calendar, au fost foarte bucuroși și domnul Papa Hagi și Baconschi de faptul că domnul Bănescu a achiesat la această idee. După care apare momentul în care Oliver Ian Smith lansează la București istoria BOR, nu știu ce asta, da, așa. Moment în care domnul Bănescu publică un text vitriolant în care, pe bună dreptate, spune că lucrarea tânărului cercetător austriac e un prahaș și un pește și că n-are nicio legătură cu realitatea și așa mai departe și că e o mistificare și așa mai departe. Domnul Baconschi, la acel moment, a picat în offside. Exact. De dimineață, domnul Baconschi publică un text în care zice, am răsfuit, deci n-am citit. Deci am răsfuit lucrarea lui Oliver Ian Smith, o lucrare foarte bună, interesantă, cu tare și așa mai departe. Prima lucrare care se ocupă de istoria. Deci, adică... Și eu îi scriu un comentariu, așa și zice, desfiți proștii ignoranții care au catalogat repede lucrarea asta ca fiind nu știu ce. N-a apucat să citească textul lui Bănescu. Da. Și îi scriu un subsolul în comentariu postării, zic, să înțeleg, zic că domnul Bănescu, partenerul dumneavoastră până de unăzi, apropo de chestiunea cu calendarul, e un dobitoc cu eroare și ce mai departe, el nitam nisam, înțelegi? Mă dă un răspuns de genul, chiar dacă mă despar și știu ce unele chestii, eu rămân prieten cu domnul Bănescu și, nu știu, îmi trântește o invectivă de genul ăsta. Putinistule. Ceva de genul ăsta, înțelegi, dar mă face în fel și chip. Dar dintr-o dată, știi, Baconschi, evident că la momentul ăla eu, care nu-s dus la biserică apropo de treaba asta și mai departe, i-am zis și eu, auzi, bă, nea Baconschi, că mă, te enervezi la un moment dat. Ai uitat, mă, momentul ăla când mă sunai la, plângând la propriu la telefon, că te-au prins paparații în parcul Amanta. Și că să oprești. Și ce naiba poți să faci? Da. Să fac eu cum să te ajut, nu știu ce, ca să oprească nebunia asta. Avea expertiză. Ce? Robert, acum cir glumim puțin. Avea Robert Erks expertiză. Avea. Cum gestionezi criza? Mă prinseseră paparații cu Amanta. Hai, mă, că suntem sinceri până la capăt. Da, înțelegi? Da, bă, plângea la telefon. Vai, nu meritam așa ceva. De ce mi se întâmplă mie asta? Și eu omenește îi spuneam, domnul Papahagi, nu mai plângeți că nu e vorba de nicio domnul Baconschi. Pardon, domnul Baconschi, iertați. Zic, domnul Baconschi, nu mai plângeți, zic că nu e niciun fel de nenorocire. Asta este, zic.
strece, zic, vă spun eu, dar credeți că e cazul să apar cu un comunicat? Zic, ce să comunicați? Ce să spuneți? Era să zic că v-a prins cu dânsa întâlnit, să nu înțeleg. N-aveți ce să comunicați, zic, gestionarea unei astfel de crize este să o lăsați dreapă așa. Și treci. Muncă. Zic, vedeți cum o gestionați acasă. Acolo e nenorocie. În crizele pe care am trecut eu de genul ăsta, problema era ce dracu făcea acasă. Te aștepta aia cu mătura acolo. Nu știu dacă era vreo nebunie. Nu partidul, cât partener. Adică, de momentul ăla, da, atâta închid ca repede mica anecdotă, așa, m-a blocat, s-a supărat și așa mai departe. Adică, bă, ăștia, știi cum sunt, eu întâlnesc mulți din ăștia pe în mediul online. Eu te jură, te scuipă, te fac în fel și chii. Securistule, că atunci știu ce aș fi eu securist, înțelegi, când aveam 14 ani în 1989, mă rog. Asta e. Da, colonelul, am înțeles, le spun la toți, pe loc, repaus, bun, e regulă, nu e problemă. Dar, bă, când le spui una românească de genul să mă pupi în cur, deodată, eu le scriu, la un moment dat, Mirel știe, da? Le spun așa, știi, bă, cu Dan, le spun foarte clar. Ei zic, nu credeam că o să vorbiți vreodată, nu mă așteptam de la o persoană publică. Bă, adică tu mă înjuri de mamă, mă înjuri de toate acele. Și dacă eu îți răspund cu vorba aia din copilărie, da, pe care o aveam așa, bună. Bună, Alminte, da, că nu te înjur de mamă. Are nu te un conținut. Are un conținut, știi, da, așa. Zic și, adică tu în momentul ăla consider că te-am jignit și că eu ca persoană publică n-ar fi trebuit să spun asta. Ba da, bă, ți-o spun la un moment dat. Robert, ceea ce dezarmează în această poveste e dubla măsură. Adică, pe de o parte, tu ești, mă gândesc la Adrian Papahagi, da, extrem de concesiv cu toate păcatele prietenilor tăi în spațiu politic. Și Robert, hai să fim onești noi doi, măcar, până la capăt. Eram în aceeași barcă, da? Da. Domnul Baconschi a cântat ode doamnei Elena Udrea. Tu, Adrian Papahagi, ai fost consilierul ministrului de atunci și ai trecut cu vederea chestiunea asta. Ai putut să treci cu vederea faptul că, pot să fiu foarte onest, da, că Andrei Pleșu a fost ministru într-un guvern patronat de Ion Iliescu în anii 90. Absolut. Un bun ministru, absolut, al culturii, bun, dar ministru numai puțin într-un guvern PSD. Ai putut trece cu vederea faptul că alți intelectuali, nu știu, Sever Voinescu, Toader Paleologu, au fost și ei trup și suflet în barca Elenei Udrea, care acum face pușcărie, să ne înțelegem. Că și aici e o discuție, oare a vizitat-o cineva pe Elena Udrea dintre acești creștini? Eu cred că Paleologul și-a dat jos pantofii și exact ca pe plajă când mergea la Sulina cu Elena Udrea alături, nu știu ce, cred că s-a dus și a luat drumul, că trebuia creștinește, așa ar fi fost, o viziteze. No? Înțelegi? Da? Cercetați-i pe cei din închisoare, așa zice Scriptura. Bă, Paleologul. Bun, aici știu că tu ai o supărare personală. Eu pun întrebarea din punct de strict, dacă vrei, obiectiv și al metodologiei de, să zic așa, judecată publică. Cum e posibil să fii concesiv cu toate păcatele prietenilor tăi în materie de conivență, apropiere cu structurile puterii? Până la urmă, oamenii ăștia, iartă-mă, au luat un avion și s-au dus la Neptun, fiindcă așa le-a cerut președintele României de atunci. Deci ai avut o disponibilitate să ierți orice, chiar și prezența lui George Soros în anumite structuri, societatea civilă românească anilor 90. Da, ți s-a părut benignă, ți s-a părut neimportantă. Faptul că, apropo, Fundația Creștin-Democrată a primit bani pe vremea în care Germania avea o relație... Pe vremea în care Conrad Adenauer avea o relație cu Rusia, da? Existau bani care se duceau spre inclusiv Fundația Creștin-Democrată. Dar nu numai atâta, prietene. Fundația Creștin-Democrată legată, fiindcă să înțelegă cei care ne privesc, cum să spun, direct de domnul Baconschi. Adică el era președinte pe viață. Să ne înțelegem, da? Bun. Deci toate aceste păcate... Te întrerup. Ai trecut cu vederea, ai uitat, n-ai trecut cu vederea? Dom'le, cel mai grav păcat, dom'le, au închis ochii la prigoana criminală, dom'le, SRI-DNA. Bun, aici deja intrăm într-o discuție mult mai profundă. Eu spun atât, că noi știm că justiția a declarat despre anumite persoane cu care acești intelectuali imaculați, acești ghiocei, au fost asociate, aceste personalități politice care au fost condamnate de justiție, asociate notoriu. Au fost prietenele, apropiați, aceste figuri politice au fost foarte apropiate de figurile intelectuale pe care noi le comentăm. Ceea ce eu observ este disponibilitatea lor totală de a ierta, de a trece cu vederea aceste episoade. Uh-huh. Dar în subiectul calendar sunt necruțător cu neamțul. Adică este pentru mine halucinat. Eu n-am furat.
Eu nu am participat la o schemă de fraudare, nici măcar a banilor ălora care se dădeau pentru zi aia care aveau moșteniri de luat. Tu știi mai bine subiectul, că ai ajuns inclusiv în Botoșan cu el. Da? Deci au fost milioane de euro care ANRP-uri, s-au... ANRP-uri. Bun, cât am scris despre alea... Prietenul lui Papa Hagi n-a fost implicat. Dom'le, eu am multe păcate. Naivități, poate un exces de gesticulație publică, anumite stridențe, am poate anumite acute, da? Poate ies uneori, da, din decor cu anumit, cel puțin în trecut am ieșit, ba cu un usturoi, ba cu un... Era și eu încercarea mea, vă recunosc lucrul ăsta, mă spovedesc, da, de a intra cât de cât în zona de vizibilitate, că știi că în politică dacă nu ești vizibil, trebuie să te vezi cumva, nu iei voturi. Dar nu am participat la modul la nemernici, onest vorbind, dar da, la mizeria care s-a petrecut în anii aceia. Apropo, nici nu am falimentat o fundație care să ia 100.000 de euro în numele creștin-democrației. Nu am participat. Ca domnul Baconschi. Nu am participat la, nu știu... Bă, ăsta e un personaj... Deci, fraudarea sau Baconschi, devalizarea unor bani. Da, mă, și onest este să vrei să fii, cum știu cum, pe un raft. Bun, și... care te-ai luptat. Pe raftul curățel. Îți dau dreptate 100%. Și acum eu trebuie să gestionez gestul infantil al unui intelectual, aminter onorabil, de a spune public, eu nu mai sunt prieten cu Mihai Neamțu pentru că el are o părere tradițională sau tradiționalistă despre calendar. Adică păcatul meu a fost că eu am sărbătorit Paștele în ultimii 30 de ani așa cum a învățat mama. Sau așa cum au spus părinții de la Muntele Atos. Sau așa cum spun toți preoții din România. Din tradiție. Deci vă dați seama cât de penibil sunt? Da, ei sunt caragioși. Ce s-a întâmplat cu această toată tebatură e faptul că în biserică, voi știți că sunt apropiat de biserică, acum acești intelectuali sunt văzuți foarte prost și în plus, ideea că trebuie să ai intelectuali laici care se implică în, eu știu, cateheză sau în apologetică, nu mai e privită cu ochi buni. Oamenii s-au cam săturat de aceste primadone care efectiv își pun poalele în cap atunci când au o minimă rezistență din partea, să zic, unor jurnaliști sau unor oameni publici. Și această, repet, compromitere a ideii că intelectualul are un rol în biserică e tristă. Pentru că, într-adevăr, am fi avut nevoie de oameni citiți în biserică care să spună lucruri pe care ierarhia nu le poate spune. Dar, din păcate, acest ultim demers a compromis acest proiect. Da, auzi, am și o curiozitate. Ca să ajungem ușor, mă iartă, ușor la... Numai o clipă. Nu îmi răspundeți amândoi dacă aveți chef. Dom'le, cunosc și eu binișor pe oamenii ăștia lui. Dom'le, sunt niște oameni leneși. Dom'le, nu vi s-a părut că în toată povestea asta ei au fost de o hărnicie suspectă la unison? I-a apucat hărnicia în aceeași zi, la aceeași oră și cu același sens și direcție al vectorului? Vreau să spun un singur lucru, atât cât îi cunosc eu și cred că îi cunosc mai bine ca tine aproape. Îi cunoștim-o cel mai bine decât mine, da. Deci, toți trei suferă, adică fie că vorbim de Paleologul, fie că vorbim de Baconschi, fie că vorbim de Papa Hagi, marea lor, dacă citiți și postările lor, dacă citiți și, cum spunea Mihai, anii din urmă, da, în care dorința lor extraordinară e de a fi în spațiu public, de a fi vizibil. Nu e eveniment la care, de exemplu, unul ca Papa Hagi sau unul ca Paleologul, eveniment public major, să nu să fie lipit cumva într-un fel sau... Când, așa cum bine a subliniat Mihai Neamțu, deși sunt cumva pe baricade ideologice diametral opuse, când Digi24 l-a băgat în seamă pe Papa Hagi cu subiectul ăsta, la care se lipise și Baconschi și imediat a fost băgat în seamă și Baconschi, da, la care automat a venit Paleologul, care a ieșit din mucigai, ca să zicem așa, a sărit din mucigaiul locuinței lăsată de Taxo, da? Și a sărit din nou în spațiu public, l-a băgat Digi24 de vreo două ori, l-a adus în emisiune, ceva de speriat. Brusc au simțit că am înviat. I s-au atras unii pe alții, a sărit și Cartianul. Ca să stai, mă, nici Cartianu a devenit expert în teologie. Deci este ceva a sărit de sub dușul oprit, expert în materie de teologie. Asta cu foarte bun, asta e așa ceva. Fraților, eu pot să spun atâta. Dacă pentru, repet, un absolvent de teologie, cum e Teodor Baconschi, am înțelegere, sigur, subiectul îl preocupă de ani de zile. Eu nu înțeleg pentru domnul Paleologul, deși omul în privat îți mărturisește că el are, de pildă, modelul lui, mi-a spus odată, este Iulian Apostatul. Da? El are o perspectivă cinică, de-a dreptul, asupra creștinismului. Uite, ce pot spune despre Robert? Am avut și noi momentele noastre, da? Că orice bărbat asumat are momentele în care își exprimă poate și contonent punctul de vedere. Dar n-am văzut la Robert vreodată încercarea lui de a reforma o instituție
da? Pe care poate nu o frecventează cu asiduitate. Robert este un creștin ortodox, este iubitor de creștinism, dar nu e un om care mâine să spună fraților, vă rog acum, liturghia va trebui schimbată pe direcția asta, lingvistica aici trebuie făcut amendamente, calendarul nu este bun, vă rog frumos, rupeți legătura de comuniune și sobornicitate cu Ierusalimul, cu Grecia, cu... Și apropo, și cu Ucraina trebuie să rupem legătura, pentru că ucrainienii, apropo, țin calendarul nostru. Da, da, da. Ce ironie. Deci există o măsură. Trebuie să știi la ce ești chemat și la ce nu ești chemat. Păi dacă domnul domnul paleologul nu este în biserică. Simțul ridicolului, mă. Da, mă. Al penibilului. E ca și când eu mâine, care n-am pus mâna pe un instrument muzical de 15 ani, tu ai pus, dar eu nu, m-aș duce la Uniunea Compozitorilor și aș zice, fraților, această instituție trebuie reorganizată. E timpul să faceți așa, așa și așa. Este penibil, nu? Să vorbești despre lucruri cu care sunt suferi. Frații noboi pe partea aia la altă. Dați-mi voie totuși să vin puțin spre ce se întâmplă în actualitate. Și aici, aici sunt marile mele nedumeriri. Da. Mă, de ce în subiecte care sunt realmente dureroase, grele, dureroase, de importanță mare? Uite, cum sunt astea legate de educație, da? De salariile profesorilor. Bă, de ce nu e, mă, atâta energie pusă în dialogul public de către acești intelectuali? Pentru că astea sunt subiecte derizorii. Bă, stai mă puțin, deci n-am văzut, m-am uitat astăzi. Au scris, mă, ăștia ceva despre profesori, despre... A ieșit, mă, paleologul să vorbească despre... Condiția învățătorului care ia 25 de milioane lei vechi și care de la o lună în alta nu știe cu ce să trăiască. Este o batjocură absolută care se petrece sub ochii noștri. Mama mea e profesoară, e adevărat, pensionară. Ce predă? Ce predă? Bineînțeles, limba română. De română? Da. Asta măcar atât am primit de la dânsa, de la mama mea, ca un mare dar. Dragostea de limba română. Și vreau să spun atâta. Mi se pare inadmisibil ca în țara numită România să ai niște funcționari publici sau să ai pur și simplu demnitari care primesc peste 10.000 de euro în mână, da? Poate uneori și prin un efect de cumulare, pensie cu salariu, și un învățător, da? Noi amândoi suntem părinți de copilași, fete mici, de 6-7 ani. Dom'le, mi se pare inadmisibil ca în București un învățător, repet, la nivelul, dar chiar și, bun, dincolo de școala primară, un dascăl, să primească la începutul carierei undeva la 3.000 de lei, 3.200 de lei, 3.500 de lei. Este imposibil. Și aici vin cu experiența mea londoneză. La Londra, noi când eram, să spunem, acceptați de către universitate, primeam un, se numea London Allowance, da? Un supliment. Eu propun primul lucru. În orașele mari, care în mod clar au un cost al vieții foarte ridicat, primul lucru pe care îl poți face de bun simț este să dai acest monthly allowance, cum spune englezii, adică o contribuție lunară care să acopere costurile de viață foarte scumpă pentru specifice Bucureștiului. A, să asigure diferența. Da, să asigure diferența. Pentru că, alminte, cei mai dezvoltați oameni ai României, adică dezvoltați economic, vreau să spun, da? Cei mai talentați din punct de vedere tehnologic, vor avea copii prost crescuți, prost educați în școlile românești. Sigur că da. Pentru că noi, cum să spun eu, nu ne îngrijim de starea sufletească a dascălului care merge la catedră și trebuie să aibă autoritate. Păi dacă tu ai sacoul rupt și cămașa peticită și pantofii a patra oară duși la pingerii. Cum, și ești terorizat că n-ai bani să achizi factura mâine la gaze? Despre asta e vorba, că nu despre, cum să spun... Mă, da, e ceva, e... voia s-a spus în politică amândoi. Băi, explicați-mi și mie un lucru, mă, frate. Eu nu am auzit în 32 de ani, vorbindu-se vreodată de către vreun politician, rău despre dascări. Domne, învățământul, viitorul, copiii, nu știu. Lumina cunoașterii. Exact. Bă, tată, de cealaltă parte, nu am văzut niciodată vreun gest de sinceră preocupare. Domne, hai să și facem ceva pentru ei. Haide să și câștige omenește, haide să ne și gândim la, uite, cum spune Mihai acum. Bă, eu am trăit 4 ani domne, de zile. De ce, domne, nu-i bune pasă, de fapt? Secretar al Comisiei de Învățământ. Secretar al Comisiei de Învățământ în Camera Deputaților. Bă, de ce nimeni nu vrea niciodată, mă, că nu știu, să facă ceva? Voi, cu câteva excepții notabile, n-am să-i numesc pentru că oamenii să știu. Erau unii dintre ei, fost oameni de catedră și așa mai departe. Bă, te trezeai la un moment dat, de exemplu, că în Comisia de Învățământ era unul care era fosese președintele Federației Române de Box. Și eu mă uitam la un dat și ziceam, acum mă ierte Dumnezeu, putea să... Ce are boxul Sula cu prefectura?
omul ăla, votul lui în comisie pe anumite proiecte și așa mai departe, era egal cu votul unei doamne care, de exemplu, fusese vreo 30 de ani director de școală sau fusese inspector școlar, ceva de genul ăsta, da? Bun. Adică lucrurile o iau razna... Poate avea bun simț și tăcea, nu știu. Bă, nu era... Dar nu e ok. Nu e vorba. Dar nu e da, ok. N-ai ce căuta, sigur, am avut o experiență, vă povestesc scurt de tot, da? Apropo de înființarea registrului doctoratelor din România, un registru care să publice doctorat, am făcut o inițiativă legislativă, toate după 90 să fie publicată. Acum mai stăm să mai... Să fie digitalizată. Digitalizată, da, corect, toată povestea asta. Corect. Da, și așa mai departe. Am făcut un proiect de lege, era o chestiune care ar fi folosit inclusiv la toată dezbaterea cu plagiate, cu bla bla bla. Toți au zis când m-am dus în comisie cu proiectul și am mai discutat informal cu ei și le spuneam, dom'le, cum vi se pare chestia? Excelent, extraordinar, hai să-l facem, hai. Și USR-ul, și PSD-ul, da, și PNL-ul. Dar de fapt nimeni nu vrea. Bă, în momentul în care am ajuns cu el, da, de l-am prezentat și am cerut vot în toată povestea respectivă, cu excepția celor de la PNL la momentul respectiv, că așa erau jocurile făcute, restul, toată lumea, UDMR, PSD, chiar și USR-ul, da, împotrivă. Ce aveți să mă zic? De ce n-ați votat chestia asta? Dom'le, USR-ul a zis, avem și noi un proiect similar și nu puteam dublam la un moment dat toată chestia asta, da, dacă trecea proiectul. Nu mă, de fapt ei aveau mortul supreși. PSD-ul a zis, zice, dom'le, nu că nu e bine, nu e politic corect, ok, nu să e politic, votăm, da, alături de PNL într-o, da, astfel de chestiune și de PMP. Deci, oamenii, vreau să zic, din bref, da, au altă agendă, mă, da, au altă paliere de fapt, de întrebarea mea asta era, mă, da, de fapt, politicianului român, de fapt, nu-i pasă de profesor. Adică, ăstora nu le pasă decât de procurori, de judecători și de ofițerii serviciilor de informații? Dacă aici greva fost nicio... asta se prelungește vreo două săptămâni și începe lumea să zică, băi, băgați-vă, da, băgați-vă mâine, așa, s-ar putea să vezi politicieni cărora să le pasă. Pese. Da, dacă li se dacă, pare că, da, da, dacă li se are, pare miză, că are miză, miză electorală. Că, bă, tare, dacă greva asta, nu știu, uite, înțeleg, a zis Ciucă, uite, am o știre de ultimă. Nu, Ciucă a zis că nu sunt... Nu, nu, a zis Ciucă acum, are o știre. Că de, n-are cum. Îți spun imediat. Ce, uite, da, a zis. Premierul la discuția cu Asociația de Părinți și Elevi a zis, vă rog să fiți partea soluției și să susțineți demersurile noastre pentru a stinge această grevă care ne afectează pe toți. Problemele salariale vor fi rezolvate în legea salarizării unitare. Avem nevoie de încredere, zice Ciucă. Ceea ce înseamnă că nu se rezolvați mâine, poi mâine. Până la adoptarea legii salarizării unitare... Păi ieri sau azi dimineața, nu, la prima oră, a spus că nu sunt resurse. Eu i-am auzit pe profesor spunând, rămânem în grevă, băi, dacă nu aveți... Băi, fraților, resurs, dacă, da, greva asta o făceau procurorii, că mai vreau încă 1.000 de euro la aia 5.000, găsea resurse? Zice, cred că da. M-am mai zis la guvern atât. Repet, da, să știu de ultima oră, sunt pe surse din toate voastre. Bun. Ciucă la guvern l-a întâlnit cu părinții și elevii. Unde e elevul în revendicările sindicale? Dacă e nevoie, fac oricâte întâlniri sunt necesare pentru a opri greva, dar nu putem depăși cadrul legal, zice Ciucă. Vom veni cu un calendar al rezolvării problemelor salariale. Ordonanța cu măsurile pentru profesori, anexa 8, debuta în zone defavorizate, intră vineri în ședință de guvern. Ultima, da? Toate problemele acumulate în peste 30 de ani nu pot fi rezolvate dintr-o dată. Să nu uităm că elevul trebuie să fie prioritatea tuturor. Dar este prioritatea tuturor, numai că elevul nu poate fi învățat de către oameni care nu au posibilitatea materială de a-și... Vorbim despre cărți. V-ați întrebat de ce avem criza cărților. Păi hai să ne gândim. Ai 3.500 de lei ca tânăr, dascăl, debutant într-o școală din București. Să nici nu mai am gândit. Ăla trebuie, da, să cumpere, domne, cărți. În primul rând, trebuie să-și plătească, să zicem, chiria. Da. După ce își plătește chiria, trebuie să-și cumpere de alegurii. După ce mănâncă câte ceva, sigur, nu foarte mult, trebuie să se gândească la haine, cu ce se îmbracă, cum se prezintă. Când să mai cumpere el Republica Literilor, iertați-mă, dar vreau să spun ce, iartă-mă, ce vom arăta publicului de la Bookfest, da, avem și epidemia ca politică, sigur, cărți care vin toate cu discount la Bookfest, dar aceste cărți nu pot fi achiziționate de către dascăl foarte ușor, chiar dacă ei sunt iubitori de carte, întrucât ei sunt condamnați. Și atunci un elev n-are ce să învețe de la un profesor care nu-și poate achiziționa materia primă a cunoașterii care este cartea. Apoi mai trebuie spus ceva. E foarte urât să fii în postura în care acumulezi salariul de premier cu pensie specială de general de 4 stele, mare, cu alte tot soiul de beneficii secundare, care sunt că mai are și asocieri cu tot soiul de colegii și așa mai departe. Este inadmisibil tu, angajat al statului român, care câștigă peste 10.000 de euro, să dai lecții unor învățători care poate ți-au crescut nepoței. Nu știu dacă domnul Ciucă are copil sau dacă are nepoți, dar cu siguranță ar trebui să se gândească cum pot fi crescuți nepoții lui sau copiii lui
într-o școală de către niște profesori care trăiesc de pe azi pe mâine. Da, domnule, sătulul nu-l crede pe flământ. Apoi, iartă-mă, o să fiu foarte direct, hai să ne uităm la pasiunea pentru școală a politicienilor în general, da, când da, au terminat ei liceul, da, dacă da, și-au luat sau da, nu, adică, nu știu, vi se pare că sunt iarăși elitist. Hai să zic atâta, că o să spuneți că mă contrazic. Eu n-am o problemă ca intelectualii să facă politică, că am discutat acum despre intelectual critic, nu? Dacă își mențin zona de competență cu anumită decență și integritate. Dar uitați-vă că după ce intelectualii n-au mai făcut politică și nu mai fac de mulți ani, când spun asta mă gândesc acum și la Ștefan Augustin Doinaș, dacă ții minte, în anii 90 era un deputat sau senator PNL. Mă gândesc la Gabriel Țepelea, că era membru al Academiei Române și era membru PNC. Deci am avut pe vremuri oameni pregătiți intelectual și capabili să vorbească mari profesori universitari, mă, sigur că da. Parlamentele din anii 90, de mine, cât mi se păreau nou la momentul ăla de pau! Și tocam. Mi-aduc aminte de profesorul Lumina Luminilor în comparație. Șeful catedrii drept penal de la facultatea de erau drept. Parlament. Voi, da. Păi cum absolut. E? Somități. Chiar și Valeriu Stoica, cu care tu ai făcut o carte bună. Era Antonio Iorgovan. Antonio Iorgovan. Bă, erau oameni cu carte multe de tot. Era ăla de la România Mare, mă, Bolcaș. Da. Păi știa și ăla. Știa carte de rupe. Deci, în această Românie a secolului 21, din păcate, vocațiile intelectuale nu se regăsesc printre politicienii care decid aceste bugete. Toți trebuie să-și repare CV-ul, toți trebuie să-și facă bacalaureatul mai târziu, pe la 27-30 de ani, toți trebuie să spună că au sărit peste etapa asta din motive personale sau sociale. Și asta nu este deloc în regulă. Dar, în schimb, sunt la zi cu masteratele la securitate. Ori la băia la SIE, pe la Institutul Diplomat, Colegiul Național de Apărare, ori la Colegiul Național de Apărare la DIA, Academia Serei s-a ori dincolo la... Da, mă, în schimb, mă, voi știți că sunt parlamentari acum când vorbim noi, care au trei masterate la toate cele trei instituții ale securiștilor? Mă, unul n-are, mă, la filozofie, la arte plastice, la... Niciunul. Asta spune ceva despre arhitectura la toate statului trei, român. Bă, zi, la toate trei, mă. Ce bine orientat el, adică orice s-ar întâmpla, el e cu toată lumea. E cu unul din... Sunt masterate la fără frecvență, să spunem, nu? Sunt masterate pe care le fac două luni jumate, trei, nu au absolut nicio consistență intelectuală și dacă mâine întrebi, apropo de război, că toată lumea se pricepe acum la război, care sunt ideile principale din, nu știu, tratatul despre război al lui von Clausewitz, sau ale lui Sun Tzu, nu știe nimeni. Apropo de securitate, știi că asta fi materii obligatorii. Oameni buni, trebuie să nu fim demagogi. Trebuie să mai spunem că aparatul acesta este supradimensionat al învățământului românesc în raport cu numărul de copii. O să fiu onest până la capăt. Eu cred că toți profesorii buni ai României astea merită un salariu dublu față de ceea ce primesc acum. Dar cred că pe de altă parte trebuie și o reformă a acestui aparat care e supradimensionat. De ce spun asta? În anii 90 aveam, să nu greșesc, undeva la 4,5 milioane de copii. Astăzi numărul s-a înjumătățit, Robert. Și tu știi bine, că voi știți foarte bine, avem o prăbușire demografică. Sunt în continuare în România comune unde găsești 3-4, eu vin din Vicovu de Sus, unde un primar gospodar are, mă rog, sub supraveghere, nu știu, 5 școli. În total sunt 4.000 de copii în Vicovu de Sus. Dar asta este excepția. Acolo sunt și creștini penticostali și creștini ortodoxi tradiționaliști. Ăștia merg toți la mănăstire sau merg la biserică. Mihai, mare dreptate. Sunt licee prin niște localități dintre astea obscure. Frate, au un indice de promovabilitate la bacalaureat de 10%, de 20%, adică e dezastru. Și numărul de elevi e foarte mic. Și numărul de elevi este foarte mic, iar sunt menținute de ce? Ca să fie menținute niște norme pentru niște profesori. Deci trebuie cumva discutat și chestiunea asta. Dacă ar avea cineva, cum să spun, în țara asta, chef să reformeze ceva în învățământ, ar trebui să spună lucrul pe nume, și anume că sistemul Bologna ne-a distrus învățământul. E prost. Este prost. O mizerie. Sigur că da. O mizerie, da? Deci am ajuns ca țări, cum e Republica Moldova, o tot spun, în care sistemul ăsta, Bologna, n-a fost implementat, să aibă la un moment dat performanțe mult mai mari, apropo de învățământul universitar, decât sistemul Bologna, dacă ei la bani mărâns, cum să spun, la întrebări, pe actuali absolvenți, dar și pe coordonatorii învățământului universitar, toți recunosc că este un eșec. Deci la nivel european este un eșec. Însă, știi cum e? La un moment dat tot țin de eșecul ăsta. Da, nu, nu se deci sistemul ăsta. Bun. Doi. România nu are astăzi cine să duce la catedră, apropo de ceea ce spuneai, sunt oamenii care au eșuat în alte zone. Profesoara de chimie, în general, o tipă care n-a reușit să facă medicină.
profesorul de matematică este unul care, nu știu, n-a reușit la un moment dat de foarte mult. N-a ajuns la Google sau mai știu eu pe unde, dar chestia asta. Adică nu lumea nu se duce în învățământ, foarte puțin sunt cei care se duc în învățământul de stat din pasiune pentru ideea de dascăl. Pentru carte. Dar nu numai atâta, sunt lucruri de ceea ce spui tu, apar, sunt evidențe statistice. În mulți ani, nu în toți, în foarte mulți ani, mai mulți copii iau bacalaureatul, statistic vorbind, procentual, decât profesorii iau definitivatul. Asta e o problemă. Asta arată că părinții se implică în educarea copiilor prin meditații mai mult decât unii dintre dascăli își fac ei singuri temele. Da. Acum, eu cred că dacă ai un copac, știi, asta am învățat la botanică, și tu reușești să-i tai frunzele și mai ales aceste ramuri care sunt poate inutile și menții robust acest copac și seva pătrunde prin, să spunem, prin aceste ramuri esențiale, decisive, s-ar putea ca acel copac să înflorească. Ai nevoie de o anumită toaletare a tuturor sistemelor publice. Și aș mai spune ceva. Tu de fapt vrei să spui, ca să înțeleagă toată lumea, vrei să spui că doar dublarea salariilor nu rezolvă. Și ai o dreptate ieșită din comun. Le-au dublat salariile judecătorilor și procurorilor. Mm-hmm. Și s-a îmbunătățit calitatea Breslei. S-au făcut ajustări și la medici. Și nu e un lucru rău că medicii acum nu mai sunt motivați să plece din România. Dar, per total, sistemul de sănătate a rămas deficitar. Deci, salarizarea e un subiect, o parte a discuției. Trebuie să vorbim despre adaptarea învățământului românesc la noile realități demografice. Și încă ceva, n-am spus-o și eu, sunt un om de dreapta, aș pleca neconsolat de aici dacă n-aș spune următorul lucru. Trebuie să dăm profesorului român și posibilitatea de a găsi în sistemul privat o alternativă mai bună. Pentru asta ar trebui să stimulăm construcția de școli, de ce nu licee, în mediul privat. Și apropo de religie... Și banii să urmeze copilul. Sigur că da. Deci tu nu ai acum o politică care să stimuleze alternativa la învățământul de stat, care este deficitar. Și de asta trebuie să vorbim mai mult despre rolul municipalităților. Am vorbit o dată cu doamna Clotilde Arman și am întrebat-o ce face ea. Reușit? Da. Nu te-a dat în judecată? Pentru că am vorbit cu ea? Da, am reușit. Era într-o vizită la o biserică din sectorul 1, duminica, probabil preelectorală, și m-am dus direct la doamna primar și am întrebat-o ce priorități are pe plan cultural și mi-a spus că niciuna, că pentru ea cultura nu e o prioritate. Am zis, veniți de la Paris, zic. La Paris, totuși, românii precum Enescu sau mai ales Brâncuș au îmbogățit viața culturală a capitalei franceze. De ce nu e o prioritate la București să faci? Nu, zice, nu e momentul acum. Când aud cuvântul cultură, mie spun mâna pe revolver. Și apoi când am întrebat-o ce face concret pentru ca investițiile în învățământul privat să fie facilitate, când spun asta, la ce mă gândesc? De pildă, acolo unde tu vrei să construiești o școală, imediat să ai canalizare, să ai toate chestiunile astea legate de gaz, da, de infrastructură rezolvată. Să fie pe PSD primărie. Când am pus această întrebare, iarăși răspunsul a fost mai degrabă deconcertant. Nu e o prioritate, nu ne interesează. Este fundamental, Robert Turcescu, să dăm drumul și la a treia variantă de învățământ, care este homeschooling. Da. Această practică în America e foarte populară. Există și în România. Bun, dar hai să dăm, un culoar acestui tip de învățământ homeschooling mai vizibil și să încurajăm oamenii să-și asume. Aici chiar nu știu. Adică nu-mi dau seama dacă... Petre Guran, care este... Am auzit lucruri bune. Am chiar o fostă colegă de facultate care și-a educat ambii copii într-un astfel de sistem, adică acasă și profesori și zice că e foarte mulțumită și că lucrurile sunt extraordinare, dar nu mă pricep, nu știu nimic. Bă, frate, aici lucrurile sunt mai complicate, nu sunt cum par la prima vedere. Homeschooling-ul, sigur că da. Ar putea să, ca să nu dau alt exemplu, dau exemplu pe Mihai Neamțu, ar putea să facă copilul ăia ca să homeschooling. Fetița mea, da, asta încerc să fac, da. Băi, frate, sigur că dacă ai ce trebuie. Ai ce trebuie, dar nu poți acum homeschooling-ul ăsta. Bun, el trebuie homeschooling-ul, o anumită reglementare trebuie să existe. Niște cântărețe, să știi. Cântărețe, pe bune, nu zic la mișto. Cântărețe, dive, de astea. Auzi și ele de homeschooling și simt copiii acasă. Ce-i învață, tată? Nu, că nu-i despre asta. Aș da zile de la mine, ce-i învață? Trebuie să te ocupi. Trebuie să știi tu carte. Și să validezi. Și unde nu știi, să știi pe cine chemi. Dar poți, de pildă, să ai o casă. Acum știm asta, da? E plin Maramureșul de case uriașe, goale,
în care nu se întâmplă absolut nimic și poate să fie o familie care dorește să aducă 3, 4, 5 copii acolo și să le ofere o educație da. În regim privat. Da. Da. Deci da. Nu trebuie să ne limităm la soluțiile statului. Eu sunt foarte, foarte puțin încrezător în soluțiile statului când vine vorba de aproape orice, de la, dacă vrei, medicină, până la învățământ, până la infrastructură, statul întârzie, statul este mai degrabă cheltuitor, risipitor și nu produce valoare adăugată. Uitați-vă cum arată, de pildă, CFR-ul. E încă o companie de stat. Uitați-vă cum arată Taromul. E încă o companie de stat. Mi-au sărit ăștia în cap, sper să vă placă ce vă zic acum. Când le-am spus că în 90, Turkish Airlines avea același număr de aeronave ca și Tarom. Vreo 26. Astăzi, Tarom are 18 și Turkish Airlines, aveți 260, o idee? Bravo, dar nu e atât. E 420. Cifra corectă, da? 420 de aeronave are Turkish Airlines, sigur, sub dictatorul lui Erdogan. Și noi, care suntem da. O democrație emancipată, da. Cu atâtea studii de securitate, da. Avem 18 aeronave, vai de mama lor. Așa arată administrarea publică a banului românului care plătește taxe și impozite. Lamentabil. De aceea cred că trebuie să vină oamenii la Târgu Marile Cărți, să ziceți că sunt o placă nu turnantă, ci mai degrabă obositoare. Fiindcă vom vorbi inclusiv cu prietenii de la Institutul von Mises despre socialism, va fi o carte excepțională lansată la Târg, se numește de fapt Socialismul, de Ludwig von Mises, un gânditor austriac, capitalist. Și această carte ne va arăta că miturile acestea ale birocrațiilor centralizate, mitul acesta că pot face binele birocrații, mai marele bine decât al părinților, aceste mituri trebuie spulberate. Eu cred mereu că un părinte își dorește mai mult binele copilului său decât orice birocrat, oricât de bine intenționat. Absolut. De aceea trebuie să vorbim și despre reforma învățământului, numai despre salarizare. Acum, eu nu, așa cum nu cred în faptul că statul ar putea administra bine ceva vreodată, nu am cum să cred chestia asta, din foarte multe motive, dar nu discutăm despre ea, domnule, la fel nu cred nici că soluția este zona privată. Eu cred că soluția este licitarea postului de administrator. Îl angajezi pe ministrul culturii, ministrul învățământului din Japonia, pensionar, îl angajezi, da, îl angajezi, îl plătești, regește să îți facă treaba în România. Nu se poate, este idealisme. Tarom, dom'le, nu mi-ar plăcea să fie privatizată, iarăși din motive pe care discutam mult. Dom'le, dar mi-ar plăcea să se organizeze o licitație și să-l cheme pe fostul manager de la Turkish Airlines. Ia vino, bă, băiatule, și fă pe 1 milion de euro anual ce ai făcut în Turcia. Hai să spunem cât de genială este isprava lui Gică Hagi, care a plecat din mediul privat. Stai să arăt ceva. Stai, da, e un super profesionist, Mihai. Ești trăierii, Manule? Da? Ia uite-mă, iar am luat pe surprindere. Bă, pe Manul, iau diminețile pe surprindere. Deci, dar totuși e 12.40. Deci, Manul vine aici, vorbesc cu el și spune... Manul, fă ceva, mă. Fă ceva cu noi. Avem și noi două materiale. E băiat mișto, Manul, e simpatic. Manul, fă ceva. Și acum îți dai seama, deci l-am luat pe surprindere spunându-i că vreau să difuzez unul dintre materiale. Îl rog de 2 luni de zile să-și monteze camera de la vedere acolo, pentru că eu în momentele astea în care cer ceva, vreau să-i văd și fața. Și vreau să o vadă și cei care ne privesc așa. Manu e prietenul nostru, noi îl iubim. Băi, mișto, dar nu se poate. Foarte mișto. Problema este că, deci acum am luat, uite, pe surprindere, e terminat. Ești ca săptămână. Ești ușor emotiv și acum are moment. Nu vreau să-i văd și să-i vadă toți fața în momentul în care cer astfel de chestii. E momentul în care zice, vai, trebuia să dau... Dar nu sunt material interzise, nu? Nu, mă, trebuia să dau un material, mi-a zis, sau, unde l-am pus? Clipește descul, vă zic, ești iar prena, clipește descul. Mai ai nevoie încă de timp? Mai vorbim? Ai reușit? Nu, să trecem pe nu avem, dragi. Da. Deci, Manu e de... Îl ai? Pe cuvântul tău de onoare. Hai, mă. Doamne, să nu ne faci asta. Da, să priviți-l pe Hagi după ce a câștigat. Ia, mă. E da. O secvență foarte mișto. Ia uitați. Filozof. Turcia. E doar de Istanbul. Nu? Galata. Un om fericit. Da. Da, care merită aplauze. Un meseriaș, un profesionist. Un profesionist de la o academie privată. Da. Noi ne-au zis sau nu? Nu știu dacă ne-au zis. Deci omul, repet, căruia trebuia să-i facem un stadion de numele Gheorghe Hagi, a venit
după performanța uluitoare. Hai de mai în ce sunetul acolo. În Europa a venit și a zis, știți ceva, dacă voi nu faceți nimic, voi cu FRF-ul vostru, tu Burleanule și mai știu cine, am să fac eu o academie privată. Și că a construit un proiect care în 15 ani a dat roadă, nu? Da, extraordinar. Da, 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 aplauze pentru inițiativa, repet, privată a unei legende. Sigur că, domne, nu i-au făcut statuie, dar tot e bine că nu l-au băgat în pușcărie, domne, ca pe, da, domne, ca pe Gică Popescu. E mare lucru. E mare lucru. Hai că dacă tot am ajuns, bă, ne și destindem puțin. Băi, vreau să vă arăt o chestiune absolut genială. Unii dintre cei care, mă rog, urmăresc zona asta muzicală, poate au văzut, băi, un tip care face nici nu știu cum să... Mai bine trebuie să vedeți, că nu știu să explic ce face în momentul ăsta. Adică omul ia vorbele lui Becali, cum veți vedea în secvența asta, da? Și le pune și pe pian. Deci este ceva incredibil. Zic că se potrivesc pentru că avem cele două personaje, Hagi și cu Becali, care s-au bătut pentru titlu și vedeți ce face băiatul ăsta. O să vedeți o secvență absolut uluitoare. Priviți! Eri, Lampard, nu l-am văzut pe Lampard! Lampard nici la atins-o. Nu, Mata, Pata, ălaltul pe stânga, cum îl chema? Ramize, cum îl chema până la... Care vrea, ținea râp acolo de la mișcat, cum îl chema? Hazard, Hazard, nu, s-a hazardat! Hazard s-a hazardat, s-a hazardat, că l-a ținut râpă nici la mișcat, așa s-a hazardat, că nici la mișcat, hai! Doamne ajută să mulțumim Împăratului Hristos că El ne aduce bucurii. Domnul Becali, spuneați că dacă veți trece de Chelsea ajungeți în finală. Credeți că acolo... Eu cred că nu, la ora asta ce este în Europa League nu ne poate bate nimeni. Noi dacă e un Champions League pe acolo, Real, asta, Barcelona, rest la astea, taca, 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 taca la tocare. Genial. Senzațional. E supărat, nu? A luat, da, ritmul ăla, excelent. Și inflexiunile vocii puse pe pian, deci asta trebuie să fii super muzician să faci povestea asta. Fabulos. Băi, dar și bine. Bun, trebuie spus că și Gică Hagi și domnul Gigi Becali au contribuit, zic eu, la un anumit tip de succes al fotbalului românesc. Absolut, doi entuziaști. Cum? Și au scos și din buzunar. Da, au scos de ca la balamuc din buzunar, da. Întrebarea e ce face federația, dacă îi ajută sau nu pe acești nimic. Oameni. Nu, nimic. Am senzația că și pe Gică Hagi și pe George Becali federația nu îi ajută cu nimic. Nu. Noi trebuie să ne luăm, cum să spun, să ne cerem iertare noi, microbiștii. Mai mult sau mai puțin microbiști, noi nu sunt vreun înfocat, da, ca idee. Oricum țin cu fecea și ăștia mei sunt bai de capul. Da, așa. Noi trebuie să reparăm o greșeală mare de tot făcută. Până când ajunge Gică Popescu, președinte al Federației Române de Fotbal, da, sentimentul meu este că această minunată ispravă numită fotbal românesc nu o să-și mai revină de nicio culoare. Deci Gică Popescu... Nu dă niciun semn. Bă, Gică Popescu trebuie să fie președinte. Sau, deci, sau hai, chiar am ajuns la fotbal, evident, de la cărți la fotbal, dar nu e, legătura nu e chiar așa... Băi, frate, asta să înțeleagă oamenii, ne rugăm de ei și cu cerul și cu pământul. Domne, toate pleacă și toate se termină și toate se noadă pe la carte. Citiți, frate. Chiar și literatura zisă proastă, domne. Și aia, domne, ți îmbogățește limbajul, tot te alegi cu ceva. Cartea, domne, asta. Asta tipărită, nu frecțiile. Traian Ungureanu, un om al cărții, iubește fotbalul, nu e atât de străin de lumea sportului. De asemenea, Radu Cusașu, regretat, ne-a învățat să iubim limba română altfel și pentru că iubea Fănuș, fotbalul. Negu. De asemenea, câți. Tatălui Tudor Chirilă, Ioan Chirilă, a fost un excepțional cronicar. Oamenii cărții nu trebuie să fie rupți de realitățile acestea cotidiene. Da, sigur, nu plutesc pe norișori, bineînțeles. Vreau să te întreb ceva. Vreau un punct al tău de vedere, o să-l treci pe Mihai dacă vrea să ne spună, dar nu putem să trecem peste această știre. Fii atent aici. Ieri, țărișoara asta noastră, România, s-a alăturat grupului de 9 țări, printre care cele 6 țări fondatoare ale Uniunii Europene, care cer eliminarea dreptului de veto al statelor membre în două domenii esențiale, politică externă și securitate. Cu alte cuvinte, spun că atunci când vine vorba de politică externă și de securitate, să nu se mai voteze cu majoritate absolută, ci cu majoritate calificată. Chestiunea care n-a avut în România, după cum mai multe site-uri notează, niciun fel de dezbatere publică, deci nu s-a întâmplat, nu ne-a întrebat nimeni, n-a vorbit nimeni, nici măcar la nivel de partide politice nu s-a întâmplat.
Pare să că a fost o chestiune stabilită între patru ochi, între Iohannis și Aurescu. Au zis ei, bă, așa facem, așa facem. Și au fost de acord cu această chestiune. Asta vine după experiența Schengen, bănuiesc. Nu după experiența Schengen, că nu știu dacă aia s-a întâmplat în Jai. Nu știu dacă acum am... Păi nu, nu s-ar extinde la acum. Nu cred că s-ar extinde. Nu s-ar extinde? Nu cred. Eu am citit știrea asta și eu am făcut legătura cu ceea ce cu experiența Schengen și mi s-a părut un demers corect. Dacă tu știi altceva, că e vorba despre altceva, zi-mi. Eu așa am interpretat. E vorba de Consiliul Uniunii Europene, că sunt deciziile în cadrul Consiliului Uniunii Europene, doar, da? Unde se iau cu unanimitate, da, ceea ce înseamnă că votul fiecare dintre cele 27 de state membre e egal, indiferent de mărimea țării. Mie mi se pare, dacă vrei, ca principiu, mie mi se pare foarte, foarte periculos principiul ăsta al unanimității. Zic așa, inițiativa statelor fondatoare Uniunii Europene, adică ăsta în care să nu mai fie majoritate absolută, ci să fie majoritate calificată, a venit după ce Ungaria a blocat în ultimii ani mai multe decizii cruciale ale Uniunii Europene, legate de Rusia și Ucraina. Victor Orban, premierul Ungariei, este aliat din UE, mă rog, notează ăștia de la G4 Media, așa spunea, al președintelui rus Vladimir Putin. Da? Și prin urmare au zis, domnule, gata. Robert. Da? Asta introduce, iartă-mă, Mirel, țările mici... Nu-mi sugera nimic. Păi nu. Nu-mi sugera, întreabă-mă doar. Da. Cum rămâne cu țările mici? Cum e și România, cum sunt și altele, care până acum, la masa asta a deciziilor din Europeană, erau egale în decizie cu țările mari. Acum? Prietene, mie mi se pare că în imperfecțiunea democrației, dar n-avem ceva mai bun decât atât, majoritatea reprezintă iarăși, este imperfectă, deci în interiorul unei chestii imperfecte, majoritatea absolută este o chestie antidemocratică. Dom'le, la un moment dat, un drept de veto îți împiedică o voință majoritară. Blochează o voință majoritară. Ori specific, democrație este voința majoritară, până una alta. E o chestie imperfectă, nu știu dacă m-am exprimat corect. Dar e singurul instrument. O chestie imperfectă. Dar n-ai ceva mai bun. Știi că decizie și la NATO așa să iau? Unanimitate? Prietene, acolo unde se angajează lucruri pe viață și pe moarte, cred că e corect să nu se aplice principiul democratic, principiile democratice. Nu te temi, te întrebi așa, că în contextul ăsta, unele state care vor simți o frustrare imensă după o astfel de decizie, chiar și Ungaria, să spunem așa, ar putea să zică să iasă din Uniunea Europeană? Este frustrarea individului, să presupunem. Echivalăm statul cu individul. Este frustrarea individului. Dom'le, eu știu că nu e la modă acum să ții cont de majoritari, ci să ții cont de excepții. Pe mine nu prea mă interesează, domne, excepțiile. Pe mine mă interesează voința majoritară, că asta e educația mea, mie îmi place democrația. Ori democrația este pe voința majoritară. Domnul Gică Contra se pune pe picioarele din dărăt și îți ține pe loc un organism oarecare, că e ONU, că e NATO, că e Uniunea Europeană, că e ce-o fi, care s-a constituit pentru orice altceva, dar nu pentru a fi ținut pe loc. Poate ai dreptate, dar mai întreb din nou așa că nu știu, întreabă și pe Mihai. O întreb și pe Mihai, uite, dar vreau să înțeleg următoarea chestiune. Oare nu era firesc, având în vedere, iată, complexitatea acum la, cum să spun, la o mică pasă, discuția are nuanțe. Nu era firesc să fie avut și noi în țărișoara asta amărâtă, că am văzut că am consumat multă energie, cum spuneam, pe subiecte uneori chiar frivole, să fie avut o dezbatere națională între specialiști, nu ziariștii, da? Poșmiștii de externe, actual ministru de externe, diplomați cu tare, europarlamentari, care să vină să zică, bă, și poate chiar și prezentată intenția. Așa, lumea să înțeleagă. De ce ar fi bine așa, cum zici tu, de ce ai la altă, adică, bă, când Iohannis, mobilă și durere, cum îi zice Cristoiu, și Aurescu, înțelegi, care e doar durere, nici mobilă nu, iau decizia asta aici și zic, angajăm România și spunem că așa e. Nu e periculos, mă, Mirel? Cine să știa? Bă, da, ca gest, da, adică... Nu, mai mult, e avem comisii de politică externă, avem pe măsa, avem... Există mecanismele de leverage, cum se numesc ele, da, și negocieri de tip business și negocieri politice. Este o renunțare voluntară la un instrument de negociere.
când tu ai dreptul de veto. Nu mă interesează, eu sunt de acord cu tine până la un punct, dar dacă un club, da? Dacă un club are ca premisă, un club exclusivist, gândul acesta că toți membrii clubului trebuie să fie mulțumiți. Asta e premisa de lucru, da? Dom'le, nu știu, chemăm toți iubitorii de muzică rock, trebuie să fie, bun, toată lumea pe o anumită, da, să zicem, linie. Dacă tu ai un club exclusivist, iubitorii de carte, clubul Marile Cărți sau mai știu eu ce, construit pe acest principiu fundamental, toată lumea trebuie să plece mulțumită de aici, eu cred că dacă tu renunți, tu, de bună voie, ca țară mică sau medie, cum e România, la un instrument care ție îți dea puterea de negociere, corect, în mod voluntar, da, este o cedare de suveranitate. Este o cedare a puterii tale de negociere. Dar acești oameni în viața lor n-au negociat un contract. Nici măcar, știi cum mă duc eu acum la două, trei tipografii și întreb, tu cât îmi dai, tu cât îmi dai, tu cât îmi dai. Deci nici măcar negocieri elementare a unui preț oarecare nu au fost în stare să facă. N-au negociat prețul la vaccin când au cumpărat 120 de milioane de doze sau miliarde de doze la nivelul Uniunii Europene. N-au negociat nimic în interesul României, de pildă, în perioada asta în care nu, războiul a bubuit și trebuia să avem o industrie de apărare mult mai solidă care să producă aici, în țara noastră, o grămadă de chestiuni, de la gloanțe până la veste. N-au negociat condițiile MCV-ului, n-au nimic. Nu au arta negocierii în sânge pe care Donald Trump și nici preocupare. O are și vă mai spun ceva. Eu nu sunt de acord cu tine. Istoric, așa, să ne folosim puțin resursele acestea intelectuale. Istoric vorbind, cele 13 colonii ale Statelor Unite, toate au trebuit să ratifice proiectul constituțional. Mamă, a fost... ce știre avem. Iartă-mă. Deci ce o să iasă în România? Că noi la asta ne pricepem. Fiți atenți. Aici arată manule. Dacă... A, dar n-am băgat eu. Bode asta. Este exonerat. Dați că mă bag, să, da, așa să scot, iau un cablu de aici de jos. Bun, hai, l-am recuperat cablu ca să vă și arăt. Ia vezi dacă vedem. Breaking news. Pă bune, unul adevăr. CEDO constată încălcarea de către România articolului 8 referitor la dreptul la respectarea vieții private și de familie în cauza Buhuceanu și alții versus România. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Ceaba Aștalos, spune statul român e obligat, repet, zice Aștalos, să adopte o legislație prin care să recunoască cuplurile de același sex. Și acum, 23 mai 2023. Și acum dă-i drumul, tată, să vezi ce începe. Înțelegi? În România. Adică... Da, deci, cum să spun eu, progresismul este un marș implacabil, da? Spre dizolvarea tuturor instituțiilor tradiționale. Familia trebuie, sigur, redefinită. Națiunea e depășită. Patriotismul este toxic pentru acești oameni. Și firește că biserica va trebui și ea să explice cum discriminează ea, da, sentimentele, mai mult sau mai puțin inocente, ale domnului Buhuceanu, care a făcut și el teologia pe vremuri și care acum este obsedat de un singur subiect, sexualitate. De ce ar trebui pe mine să mă preocupe Buhuceanu Robert Turcescu? Buhuceanu e absolvent de teologie? Da. 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 De ce ar trebui să mă preocupe? Să căsătorii cu un băiat. Da. Să nu crezi că e statornic în aceste legăminte. Omul are o anumită deschidere către noutate. Am înțeles. Dar... O formulat-o perfect. Acum, okay. Știi, am făcut și eu teologia prin Anglia și să știți că am descoperit foarte mult apetit pentru relațiile homosexuale, chiar și în rândul unor pastori anglicani. Adică ei n-au o problemă și noi râdem, glumim, dar vă spun, mergeți în Germania și Biserica Catolică în Germania a fost de acord cu aceste parteneriate, da, civile între, da, da, persoane de același sex. Mergeți în, de pildă, Comuniunea Anglicană, cum se numește ea, și veți vedea că africanii sunt foc și pare împotriva acestor hotărâri, care nu sunt biblice. Încă o dată, orice comunitate religioasă sau seculară are niște principii, da, după care se ghidează. Ăsta este un lucru bun, ăsta este un lucru rău, ăsta este păcat, asta este virtute, da, și ar fi... Da. Mai vin cu informații. Guvernul României, zice Ceaba Aștalos, are posibilitatea să atace hotărârea primei camere în termen de 3 luni, dar acest demers e unul fără finalitate, întrucât de curând Marea Cameră a CEDO a adoptat o decizie împotriva Rusiei în cazul Fedotova, în care menține decizia primei camere, care a avut obiect identic cu plângerea din cauza Buhuceanu, care a fost condamnată România azi. Să recunoască în ce sens? Nu știu, asta înseamnă în că există... dreptul civil? Da, deci trebuie să existe, există de acum înainte, fii atent, traduc rapid, orice primar, fie că el este creștin penticostal, creștin ortodox, creștin după Evanghelie, va trebui să oficieze în primărie, conform domnului Aștalos, în primăria din Văscăuți sau din Vicovu de Sus, să oficieze, dacă trebuie,
o relație între două persoane de același sex, două lesbiene sau doi homosexuali, că îi place, că nu îi place, că are obiecții de conștiință sau că nu, el trebuie să facă asta. Și dacă nu face asta, mi-a zis odată marele jurist, zic cum îl cheamă pe ăsta care a fost dat afară din justiție, de la Danileț. Dacă primarii nu vor fi de acord, trebuie să facă pușcărie. Așa mi-a zis Danileț. Așa vede el. Da, așa vede libertatea de conștiință. Că eu am adus acest argument al libertății de conștiință. Ei, astăzi vreau să văd din partea, aștept cu nerăbdare. Domnul paleolog oare are vreo reacție? Exact. Deci vreau să-i văd așa. Paleolog. Da, al doilea. Baconski. Da, da. Papa Hagi, înțelegi? Îi vreau pe toți trei. Domnul Bănescu are o instituție în spate. El ar trebui să reacționeze. Da, nu, cred că dar vreau să văd multă pasiune. Da, 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 sigur că da. Nu, eu vreau să văd petiții. Da, nu, eu aș vrea să văd petiții. Da, sigur că da. O petiție, exact. Da. Deci, adică un gest online. Curajos, nu doar ceva. O declarație pe Facebook. Da. Domnule, acum atenție, dacă decizia asta se referă la ceea ce se numește parteneriatele civile, e ok. Păi asta e părea ta. Nu, parteneriatul civil ăla din dreptul civil. N-are toată treaba cu chestia. N-are treaba, dar așa cum se poate, dacă la notar. Stau, da, da, deci, se poate. Dacă lucrurile stau cum statul spui tu, da, e nașpa. Vorba fi de mine. Să recunoască cuplurile de același sex și să le protejeze drepturile. Mă, mie mi se pare că tu ești homofob. Da. Mă uit la tine, Doamne, văd că tu citești aceste texte cu un semiton care e suspect. Eu personal cred că ești și criptolegionar, și homofob. Putinist, homofob. Și un pic rasist. Și dacă mă bine la tine, ești chiar și suprematist alb. Că a început să ți se albească păr. Da? Suprematistule. O mai prins. Și nu dezavon. Dezavon. Da. Vreau să-i mai dau lui Mirel, iartă-mi. Bă, da, camera pe Mirel. Puneți camera pe Mirel, că îi dau o știre. Mirel, fii atent. Foarte urât. Recorder l-a dat în judecată pe Iohannis. E între ei? Da, bă, înțeleg asta, bravo! E între ei? Dar de ce? Că Iohannis și administrația lui prezidențială n-au vrut să comunice costul deplasărilor cu avionul pe care l-a făcut Iohannis. Băi, nu-i interesant? Interesant, le-a venit mintea la cap? Băi, ce nu chestii să... Simt că sar de pe vapor. Băi, sar, nu, normal, la final de mandat poți să dai și în Iohannis. Sarul în barcă, da. E cu voie de la stăpânire. Să vedeți, Recorder versus Iohannis, dacă vedeți, e ceva incredibil. Asta întâmplă toată povestea asta. Deci noi, în timp ce ar trebui să ajustăm, repet, condiția materială și spirituală și intelectuală a dascălului din România, văd că avem alte priorități. Da. CEDO, această instituție ideologizată, pe de-o parte, și la noi CNCD-ul, această instituție hibridă, că știi, am și eu procese cu ei. Nu știam, ai procese cu ei? Da, păi bineînțeles, în pandemie am îndrăznit să spun că nu-mi place de Arafat și că nu-l consider reprezentativ pentru etosul poporului român. Corect. Pentru că face dezacorduri gramaticale. Corect. Pentru chestia asta am fost dat în judecată, bineînțeles. Deci asta este țara în care trăim. O țară în care libertățile fundamentale, libertatea de conștiință, libertatea de expresie, încet, încet vor fi, atenție, dinamitate de către aceste legislații progresiste. Spun ce spun despre trecerea pe primul plan a minorităților, voi știți și eu ce spun. Absolut, minoritățile pot să fie vocale și majoritățile la noi, din păcate, sunt tăcute. Nu uitați, așa, uite, așa, scuză-mă, așa AUR mai ia 5%. Da, absolut. Deci sigur, dacă, dacă PNL-ul va tăcea și va fi de acord cu propunerea lui Astalos, fi sigur că o cheamă să cum. Da, fi sigur că o să tacă. Dacă PSD-ul o să înghită și această gălușcă socialistă, să vezi și eu, Simion, sexo-marxistă, da, s-ar putea ca AUR să mai primească de la electorat 5%. Și pe bună dreptate, nu te supăra. Eu nu spun că nu sunt politician ce trebuie să facă electoratul, dar spun că sunt culoare foarte largi pe care aleargă o singură formațiune. Exact. PMP-ul nostru drag, undeva la 3% acum, a abandonat proiectul conservator. Se duce cu USR-ul în barcă, înțeleg, ceea ce mi se pare o catastrofă, o greșeală. Absolut. PNL-ul, de când Iohannis este tătucul lor, nu mai are niciun mesaj național sau creștin, sau pro-familie. PSD-ul joacă la două capete, că la București spune una, la Bruxelles spune alta. Sigur. Și vine George Simion și spune: fraților, noi vom apăra familia cu orice. Da, fel. Și spun ceea ce vor să audă românii. Iar 30% din români, o să vezi cel puțin 30%, cred eu, în diaspora, o să voteze cu AUR. Probabil chiar mai mult. Candidezi? Robert, nu știu să-ți spun, la modul cel mai sincer, mă simt bine, fac ceea ce îmi place. Recunosc, am vârsta peste 45 de ani, la care mi-ar plăcea să fac doar lucruri în zona executivului. Adică dacă cineva îmi propune o poziție din care eu să pot să fac lucruri concrete. Uite, un muzeu al comunismului aș vrea să fac în București. Da? A venit Jordan Peterson în România
și a vrut să vadă două lucruri, Catedrala Națională, oribil edictul pentru unii, și a vrut să vadă, de fapt încă ceva, Casa lui Eliade. Și am spus, știți, noi nu mai avem Casa lui Eliade, că n-a fost demolată, și inclusiv școala asta de pe Mântuleasa, și și-ar fi dorit să vadă un muzeu care să onoreze victimele comunismului. Păi eu, dacă aș fi ministru culturii, asta aș face, mâine. Da? Și știți că sunt aici de ani de zile, nu pe aceeași undă cu voi. Mă interesează nu să mai fiu un agitator electoral, ci mă interesează să fiu într-o poziție de decizie, dacă să cineva, faci chestii, da. Cineva are chef să folosească inteligența și energia mea. Dacă nu, mă simt foarte bine cu aceste cărți, ele se citesc, ele se discută. Deci de joi începe Bookfest, ca să joi, joi, da, joi. Da? Vom avea și noi stand acolo, editura Evenimentul și Capital, așa că treceți să ne vizitați, vom apărea și noi pe acolo. Multe cărți, avem multe cărți bune. Și foarte mișto. De asemenea, cum spuneam, Mihai Neamțu are un stand propriu cu marile cărți. Și ultima carte, dacă îmi permiți, care este chiar inedită, este Eros Logos Agape, nu a ajuns foarte în București. Mișto. E o foarte carte elegantă, am lansat-o la Iași, dar nu la București. E de citit așa, înțelegi, e, uite, de stat, spun eu cam cum am parcurs ceai... ăsta. Acum când a dat un pic soarele, în sfârșit, slavă Domnului, da? Așa, în grădină, pe un șeslong frumos, liniștit. Un ceai englezesc. Pe balcon, dacă nu este grădină, dar frumos, tot așa, stat într-un șeslong liniștit. Mulțumim, Mihai Neamțu. Mersi tare mult. Mulțumesc, Mihai. Eu ți-am să-ți mulțumesc și pentru energia pe care... Da, e tonic. Da, e foarte tonic. Eu de fiecare dată, știi, mă bucur să constat că și nu te-a părăsit genul ăsta. Are un optimist, dar un optimist de ăsta, substanțial, nu... Da, nu e că să zici că a luat o razna și crede când el că bate când vine și ceva. Nu, da, el chiar... E personaj reconfortant. Da, da, e bine. Mersi tare mult. Ați mulțumim și noi foarte mult. Oameni buni, ne vedem mâine, aceleași ore, 12 trecute, fix când cu maestru Ion Cristoiu abia aștept să discutăm toate întâmplările zile de azi. Încă nici nu s-a închis ziua. Ce urma, măi, frate? Bă, dar mă, chiar m-a indispus chestia asta. S-a stricat ziua. Las, pe cuvântul mai comentăm, mai rămânem puțin. Cedo, o să fie frumos. Bă, dar pe ăștia nu-i bagă nimeni. O să fie foarte, foarte frumos. Vorba colegului nostru și amicului Mirel Palada, românii merită tot ce e mai bun. Da, ne vedem, toate bune. Doamne ajută! Doamne ajută!